Consiliul Național al Partidului Mișcarea Populară a avut loc astăzi la Pitești. Au fost prezenți membri din conducerea centrală, dar și președinții filialelor din țară. Teodor Baconschi, Ruxandra Dragomir, Gabriel Berca, Sebastian Lăzăroiu au fost câțiva dintre reprezentanții PMP de la nivel central care au venit astăzi în județ. Mă bucur că după aceste zile importante, în săptămâna luminată, ne întâlnim aici în Argeș, la Colegiul Național al Partidului Mișcarea Populară. E un eveniment important din viața partidului nostru, pentru că, așa cum ne-am propus, vrem să fim un partid dinamic, un partid energic, un alt fel de partid. Și cred că invitația colegilor noștri din Argeș de a organiza aici Colegiul nostru Național, am primit-o cu foarte multă bucurie. Nu pot privi Partidul Mișcarea Populară decât printr-o lentilă sentimentală, dar asta e bine, pentru că politica înseamnă în primul rând emoție. Și această privire sentimentală asupra dezvoltării partidului nostru este legată de calitatea mea rânduită în propria mea existență de a fi fost unul dintre membrii fondatori ai partidului. L-am văzut din stadiul embrionar și mă bucur ca un părinte astăzi când văd că la nivel național a prins chip, are organizații dinamice, foarte multă lume nouă în politică. Noi asta ne-am propus, să umplem prin căldura noastră, prin prezența noastră printre compatrioți. Vă mulțumesc foarte mult pentru primirea pe care ne-ați făcut-o. Mă simt întotdeauna onorată și fericită când mă aflu în județul meu. Aici m-am născut, aici m-am format ca om, aici mi-am început și cariera de jucătoare de tenis. Ulterior m-am mutat în București și de acolo cariera mea de jucătoare profesionistă de tenis a continuat și mi-a oferit ulterior o viață foarte frumoasă și acum am această șansă de a mă alătura unei echipe minunate.